Acest video îl fac pentru cei care vor să-și pună un cârlig de remorcă la un Nissan Qashqai Plus 2 din 2012. Primul lucru ce trebuie să faceți, trebuie să dați scaunele care vin în portbagaj și trebuie să le dați jos. Sunt prinse cu câte două șuruburi în părți și telescopul care ridică, la fel, trebuie desfăcut din partea din interior. Șurubul din exterior trebuie să rămână. Aveți dedesubt, dacă vă uitați, aveți mufa asta. Asta e mufa specială. Nu mai trebuie să umblați, să tăiați cablul, să absolut nimic nu trebuie să faceți. Aveți mufa asta specială. Trebuie să dați panoul ăsta jos. E prins aici cu niște clipsuri. 4 sau 5 clipsuri sunt prinse. Exact, uitați cum am făcut eu. L-am dat jos. Acesta era panoul ăla. Trebuie să dați astea din tot ce e în partea stângă și în dreapta jos. Trebuie să dați stopurile. Sunt prinse stopurile, două șuruburi. Dați șurubul și trageți direct, iese automat, fără nicio problemă. Și acum încep să dau bara jos. Bara pe spate, care e prinsă cu câte un șurub în părți și are niște clipsuri care trebuie să dau până dată clipsul de la apărătoare. Are un clips de desubt. Vezi? Toată bara are niște clipsuri. Și aici câte un șurub în stânga și în dreapta. Șurubul ăla trebuie dat jos. O să mă apuc să dau și mai revin cu video.